Teodorescu a fost membru al Partidului Social Democrat mulți ani, dar și șeful de cabinet al premierului Victor Ponta. Pentru că a fost loial, Ponta a considerat că Teodorescu trebuie promovat și l-a pus în fruntea județului Gorj. Ca să ocupe această funcție de prefect, Teodorescu a fost nevoit să demisioneze din PSD. După ce a fost învestit oficial în funcția de prefect, Teodorescu a fost felicitat de Ponta, care crede că peste câțiva ani prefectul de Gorj va fi parlamentar. Urez succes prefectului, mă uitam la domnul senator Greblă, mă gândeam și domnul deputat Sorin Păceanu, toți foștii prefecți au ajuns parlamentari. Mă gândeam când o să candideze Radu la Parlament, dar mai încolo. Deocamdată trebuie să-și facă treaba la prefectură și împreună cu dumneavoastră sunt promis că o să o fac. Victor Ponta a ținut să-l felicite și pe Liviu Andrei, cel care a părăsit astăzi prefectura Gorj. Am făcut echipă și vom face din săptămâna altă din nou. Ce? Teodorescu a depus astăzi jurământul și este oficial prefect al județului Gorj. Jur să respect Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării, să îndeplinesc conștiincios îndatoririle ce îmi revin în funcția publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită profesională și civică. Așa să-mi ajute Dumnezeu.